Bun găsit, dragi prieteni, suntem la o nouă ediție Vorbește Lumea. Astăzi vom discuta despre schimbări în agricultura hunedoreană. L-am ca invitat pe domnul Călin Marian, director al noi instituții, Direcția pentru Agricultură Județeană Hunedoara. Bine ați revenit, domnule director, în studioul Capital TV din Deva și felicitări pentru noua postură. Da, mulțumesc, bine v-am găsit. Urez și telespectatorilor noastre un an cât mai bun, plin de împliniri și să fie un an spornic, roditor, în special fermierilor din județul Hunedoara, cu care interacționez eu ca și conducător de instituție pe profil agricol. Sper ca acest an să fie un an agricol foarte bun. Mai bun decât anul trecut, da? Mai bun decât anul trecut. Asta ar fi dorința. Dar pe dumneavoastră, sunteți unul dintre șefii de instituție care chiar știu să țină legătura cu publicul, ca să spunem așa. Sunteți implicați și în tot felul de evenimente care presupun participarea multor oameni, dar sunteți și în media, ceea ce mi se pare foarte important. Acordați importanță comunicării și relației cu oamenii. Cu siguranță trebuie să facem treaba asta, pentru că ține și de fișa postului. Dar să știți că unii se feresc, ori sunt prea sunt reținuți că nu pot expune prea cursiv și așa. Sau, mă rog, alții dau alte motive. Depinde de la om la om, dar eu întotdeauna gândesc pozitiv pe acest punct de vedere, pentru că degeaba Ministerul Agriculturii sau Parlamentul României legiferează ceva sau vine cu o intenție de politici agricole, dacă acele politici sau acele legi care țin de agricultură nu ajung la fermierii care sunt direct beneficiari, nu are niciun sens și nu are nicio logică. Corect. Pentru că, până la urmă, noi suntem slujbașii statului, începând de la Ministrul Agricultură și cei care sunt în Parlamentul României și cei care conduc instituțiile și care lucrează în instituțiile din domeniul agricol, toți, până la urmă, suntem partenerii și oamenii care prima dată oferim informația la cald și acea informație trebuie să ajungă prompt, la timp, să fie cât mai corectă la fermier. Pentru că, știți foarte bine, dacă nu ai informația, nu poți să... Apar tensiuni. Și oamenii trebuie să fie foarte bine informați, pentru că sunt anumite momente în timpul anului în care trebuie să mergi să-ți faci cererea la apă, de exemplu. Trebuie să beneficiezi de anumite fonduri europene. Dacă nu știi de ele, nu ai cum. Trebuie să vii să-ți iei tot ce înseamnă informație și una dintre canalele prin care noi putem să dăm informația cât mai rapidă suntem media care... Bun, acum mai întâlnești și situația care anumite agenții care într-un fel își creează bugetul prin tot felul de taxe și impozite și care mi se pare nu intră în bugetul consolidat al guvernului, așa funcționează agențiile. Da. Chiar dacă lucrează și ei cu oamenii, cunosc și eu câteva cazuri, nu prevăd bugete de promovare sau de disipare. Sperăm și noi cu noua instituție acum care o avem să ne rămână cât de cât un buget de promovare. Bun, acum să aparțineți de minister, nu de Ministerul Agriculturii. Și înainte, banii veneau tot de la Ministerul Agriculturii prin Consiliul Județean și ajungeau la Camera Agricolă, dar unul dintre obiectivele noastre principale și primordiale ale direcției agricole actuale și a fostei camere agricole care s-au unit cu direcția agricolă era de a veni cu informația și de a transpune politicile agricole ale statului român direct pe masa fermierului. Bun, s-a făcut această contopire, da? Între Camera Agricolă Județeană da, și... normal, da. S-a desfințat Camera Agricolă, s-a desfințat Direcția Agricolă, care era Direcția Agricolă veche și era un compartiment de inspecții care apărțea de minister. Și acum toate cele trei instituții funcționează pe Direcția pentru Agricultură Județeană Hunedoara, care este instituția care până la urmă a preluat și toate celelalte activități ale celor trei atribuții acelorate, da. Atribuții și obiective. Bun, scopul unificării? Care a fost? Cred că este de a fi cât mai
aproape de fermier. A, să nu meargă în trei locuri omul. Omul până la urmă mergea în trei locuri la un moment dat. Și lua o parte din informație de la o instituție, mergea la altă instituție, mai lua o parte de informație, mergea la cealaltă, mai lua o parte de informație. Acum suntem toate în același loc, suntem pe în Deva, pe bulevardul 22 decembrie, numărul 222. Asta undeva la intrare, nu? Pe dreapta. În curte cu Apia și cu Afirul poate... și aproape de... Deci acolo e un nucleu de agricultură. Există o platformă agricolă unde sunt toate instituțiile, un hub, să zic așa, așa da, corect. Mai nou, după cum se spune, în care omul, dacă are o problemă, vine acolo pe această adresă și poate să vină și la instituție și la alta. Noi cum lucrăm între noi ca și instituții și până la urmă rolul este de a fi cât mai aproape de fermier și de consumator și de producător și de tot ce ține care spectrul agricol. Parte din sistemul agricol. Haideți să prezentăm în nouă formă cam ce atribuții sunt, ce faceți. Sigur că cu, de exemplu, cu dumneavoastră am avut întâlniri și ați fost foarte prezent, mai puțin cu direcția agricolă, sau cum îi spune, cum i-a spus? Direcția agricolă. Direcția agricolă. Da. Sau cu acel compartiment de inspecție. Da. Acum, direcția agricolă nouă, să zic așa, ca să o priceapă lumea și oricum în mentalitatea fermierului, a țăranului din județul Hunedoara, știa de pe vremuri, imediat, înainte de Revoluție, după Revoluție, era doar o singură instituție, Direcția Agricolă. După aia s-a înființat APEA și... Bănuiesc că în toată țara e aceeași organizare, în toată țara. Noi ne vedem în mai multe județe și de-aia vorbim pe toată lumea. Funcționăm pe două servicii. Un serviciu de inspecții și un serviciu de politici agricole și extensie, promovare, consultanță. Acum, pe partea de politici agricole, extensie, formare profesională, consultanță, am preluat toată activitatea de la Camera Agricolă și suntem interfața între fermier și instituțiile care sunt de plată în județul Hunedoara, așa nume APIA și AFIRU. APIA, sunt, știți foarte bine că sunt subvențiile care se dau atât pe partea de vegetal, pe cultura vegetală, cât și pe partea de zootehnie pe animale. Din coace, AFIRU este instituția care se ocupă cu fonduri europene, cu proiecte atât pe tânări fermieri, cât și pe ferme familiale, cât și pe proiecte de dezvoltare pe deci ferme. Finanțare pe tot ce înseamnă spectrul dezvoltare rurală. Și atunci, rolul nostru este de a informa cetățeanul, de a-l ajuta să-și îndocumentează cererile, a-i spune cam care sunt condițiile, a veni la dumneavoastră la media și a prezenta informația și tot ce se întâmplă în cadrul sistemului agricol. Acum, partea de... mai avem și statistică agricolă, mai avem și partea de vânzare, cumpărare de terenuri, mai avem și partea de industrie alimentară, mai avem și partea de produs tradițional, mai avem și compartimentul de agricultură ecologică. Tot ce ține de acest domeniu, politici agricole și suntem corespondentul Ministerului Agriculturii în teritoriu pe acest segment de politici agricole. Pe scară ierarhică sunteți deasupra APIA și APIR. Nu. Ei deci sunt instituții separate, așa, da? Fiecare aparține... Deci nu vă dau socoteală. Cel mult îi ajutați. Îi ajutăm, nu este vorba de o socoteală sau nu, este o chestie de relații interinstituționale. Ca să putem să fim cât mai aproape de fermieri. Ei au mai mult partea de instrumentare de plată și de a ajunge în fața fermierului. Chiar discutam ieri cu directorul de la APIA și consider că avem o relație foarte bună cu domnul Socol și cu doamna director de la AFIR. Încercăm să dăm drumul la acele campanii de informare a fermierilor, pentru că va începe campania de la 1 martie până în 15 mai, unde fermierii merg și își depun cererile de plată pentru APIA. La fel vom merge cu cei de la AFIR, pentru că se vor da drumul la măsurile de finanțare. Și știu că și la APIA se schimbă anumite se schimbă norme. Anumite norme. Da. Cum o să apară legiferate aceste norme, o să mergem împreună, vedem, ne împărțim ca să ajungem cât mai repede la fermier, să le spunem că ăsta e momentul în care trebuie să facă X, Y, Z din cerințele care se pretează fiecare instituție. Da, deci înțeleg că virgulă, Consiliul Județean a pierdut o instituție. Acum,
Până la urmă noi n-am plecat de aici. A, bun, dar vreau să zic. Din, să zicem că din organigram a pierdut exact, o instituție, da. Dar mi se părea până la urmă normal ca să fim o instituție cât mai centrală, așa să zic așa, din punct de vedere activității, și oamenii să nu se mai ducă în trei locuri diferite, aveam și adrese diferite și rămăsesere foarte puțini oameni la vechea direcție agricolă, nu mai puteau să facă față, la noi la fel. Bine, vechea direcție agricolă parcă s-a ocupat de statistică, dacă mă duc bine aminte. O parte era și statistică, erau multe, erau și ajutoarele de minimis, cum ar fost acum în toamnă cu berbece și cu junincile, era activitate și acolo. Sper că acum, unindu-ne toți, să fim cât mai prompți și cât mai, să zic așa, la îndemâna fermierului să poată să-și aleagă calea și direcția în ceea ce privește subvențiile, sprijinul, tot ce înseamnă legislație pe parte de agricultură. Mai funcționăm și cu acel serviciu de inspecții. Asta vreau să întreb. Asta, inspecția asta, știu că în sistemul APIA, de exemplu, se realizează anual anumite controle. De control pe suprafețe de teren care au sunt legătură? Cerute. Nu au legătură. Da. Noi ne ocupăm, și le fac ei. Noi ne ocupăm în special pe partea de domeniul agricol, să zicem așa, pe vie, pe vin, pe tot ce înseamnă produs din viticultură, pe partea de fertilizanți, pe partea de depozite, pe partea de produse legume, fructe. Ce inspecții se fac pe astea? Se merge la fiecare, nu chiar la fiecare, se extrage un eșantion din toți agenții economici, de exemplu, care comercializează de legume, fructe. Și aia sunt verificați dacă respectă. Legumele și fructele sunt proaspete, dacă sunt etichetate. Calitate, depozitare, tot ce ține de legislație în domeniul ăsta. De exemplu, se iau probe de vin, trimitem la un laborator autorizat la Blaj, care verifică dacă produsul respectiv intră în corespunderea. Chiar am citit la undeva în zona. Se mai spune că vinul e mai făcut și din struguri. Exact, uneori, da. Uneori și din struguri. Corect. Ne ocupăm și de treaba asta. Sunt depozite în care se păstrează cerealele și acele sunt autorizate. Noi din păcate puține. Ar trebui să fie mai multe, da. Mai sunt, da. Câte sunt, la fermierii care sunt, noi verificăm dacă sunt respectate normele în punct de vedere a depozitării, a condiționării și a tot ce înseamnă circuitul acestor servicii. Câți oameni sunt aici, la direcția asta? Vom fi un serviciu de 8 persoane. Vom avea acțiuni comune cu cei de la Protecția Consumatorului, cu Poliția Economică. Deci în echipa, echipă mai largă. Avem competență și pe piețele agroalimentare din tot județul, unde verificăm în special producătorii. Dacă sunt autentici sau nu. Dacă mulți nu știți sunt. Că este o lege 145 prin care se dă un atestat de producător, unde în acel atestat se trece la fiecare producător cu ce vine pe piață, noi verificăm dacă corespunde din cu, documentația, care are documentația, putem să verificăm la nivel de primărie, la nivel de fermă inclusiv. Eu zic că este un lucru bun și vreau să spun de la început că nu mergem neapărat să suntem un organism strict de control. În primul rând vrem să facem prevenție și proximitate la toți cei care sunt producători și cei care comercializează produse agricole, pentru că dorim în primul rând să-i avertizăm ca să se încadreze normele legale, să încerce să furnizeze legume, fructe, ouă, de exemplu, vie, vin și așa mai departe, tot ce avem, fertilizanți, organisme modificate genetic, agricultură ecologică, să fie toți în parametrii legislativi și nu mergem acum neapărat să amendăm omul. Da, dar nu vrem să agresați, înstrupeți, stimulați. Noi vrem să fim în legalitate, să fie, avem competențe pe panificație, de exemplu, tot ce înseamnă poziție panificație. Putem verifica dacă sunt în regulă sau nu sunt în regulă. Dar chiar astăzi am avut o discuție cu colegii mei și încercăm să prevenim derapajele legislative care le fac, să zicem, producătorii în ceea ce privește respectarea legii. Adică să mergem la ei să informăm, în primul rând. Dom'le, cam astea sunt normele legale. Asta trebuie să faci, asta trebuie să respecti ca să fii, legal
în relația cu consumator. Dacă cineva, la un moment dat, după ce ai explicat și ai spus și am înțeles că o să apară și o lege a prevenției în acest sens pe tot domeniul de activitate. Păi cred că și la finanțe am senzația că se modifice ce acest lucru și să încercăm să-i spui prima dată cu buna, cum se spune așa, la om. Domnule, cam astea sunt obligațiile care trebuie să le ai și trebuie respectate. Dacă vedem că nu se respectă cea a doua sau a treia oară, încercăm să urmează măsuri, că trebuie măsuri. Da, e o schimbare de atitudine, că nu știu dacă neapărat în domeniul agricol, dar sunt amenzi mari și la noi, 30-45 milioane, dar nu este cazul acum să chiar să mergem pe principiul ăsta, să mergem spunem oamenilor, pentru că, vedeți, discutam la început de ce înseamnă informație. Poate că anumite chestii legislative și sunt 11.000 de legi care poate fermier care merge în piață, nu știe că trebuie să-și eticheteze marfa, că trebuie să-și știe, scrie data de recontare, să spună prețul. Haideți să mergem prima dată să le spunem la oameni și după aia, dacă nu respectă, să luăm anumite măsuri. Da, foarte, foarte clar. E un compartiment important și e bine, zic eu, că se schimbă un pic atitudinea. Acum nu știu dacă neapărat la zona agricolă, dar cel puțin, să tot vorbeam, zona finanțelor, ultimii ani au fost destul de agresivi, apropo de firmele. Da. Da, mă rog, e o politică întreagă aici, puțin cu tentă naționalistă, unii că pe firmele românești, alții că pe multinaționale i-au lăsat în pace, în fine. Am cred că legislația trebuie să o respecte în mod egal toată lumea. Toată lumea și nu cred că e important să fim români sau... Adică e important să... Și să protejăm... Să protejăm și marfa noastră, corect, dar până la urmă suntem Uniunea Europeană și respectăm legislația la nivel de... Apropo de români, de noștri, de producătorii noștri, am urmărit o emisiune în zilele trecute, prin care, mă rog, am aflat că 15 ianuarie ar fi fost data în care trebuia să apară normele metodologice pentru acea lege prin care se prevede ca 51% din produsele agricole din supermarketuri să fie românești. Ministrul a spus că nu a apărut în 15, iar era chiar în 15, cred că duminică, da, și, așa? Da, dar e o problemă, adică din discuțiile care le-am văzut, la care am, mă rog, participat așa ca telespectator, am sesizat că nu prea putem noi să asigurăm, adică noi ca producători, mă refer acum la noi, ca români. Nu știu dacă nu putem. Sunt multe sectoare, pe lapte, poate și pe carne, pe ouă, pe legume, în care cred că putem să asigurăm peste 50%. O constanță. Acum, normal, la fructe exotice nu este cazul. Clar. Dar ce producem noi în țară, cred că am putea să respectăm acel procent de 51%. Constatau că nu avem silozuri, nu avem depozite care să asigure calitatea, mă rog, păstrării acelor produse. Da, aici cred că s-ar putea, pe partea de condiționare, depozitare, să încercăm prin politicile agricole care le va da noua guvernare și nou ministrul agriculturii, să încercăm să sprijinim producătorii agricoli românești. Și cred că este o lege bună dată de stimulare a producătorilor autentici românești. Pentru că fiecare țară, să știți că încearcă să-și protejeze producătorii locali și tradiționali. Haideți să vedem, poate putem și noi. Sunt foarte multe, să zic așa, bariere puse de către producătorii ăștia mari, care sunt la nivel de Europa și la nivel mondial, și care, care poate nu avantajează această legislație. Corect. Dar cel mai bine, eu tot am spus-o în emisiuni și în discuțiile cu noastre și cu alți colegi de-a noastră din presă, este să conștientizăm consumatorul că poate în mentalitatea lui să gândească când se duce la piață sau când se duce la supermarket, să caute acele produse românești. Să caute produsele ale vecinului, ale prietenului, ale hunedoreanului. Pentru că este important să, prin consumul care noi îl facem, să ajutăm și pe ceilalți, pentru că dacă ei trăiesc bine și noi o să trăim bine. Poate și țara asta, până la urmă, se va dezvolta printr-o mentalitate care chiar acum 20 de ani, făceam practică în Germania și mă uitam pe rafturi și prețul la vin, nu,
nemțesc erau cu 30-40-50% chiar mai mari decât vinurile franțuzești. Dar să știți că neamțul mergea și cumpăra vinul nemțesc pentru că știa că îl cumpără de la fratele lui și de la cetățeanul care locuiește cu el în țară. Adică banii se întorc în industria lor. Da. Și cred că și începând de la școală, de la copii, îndemn profesorii, noi care suntem în sistemul agricol, tot timpul am vorbit și cu colegii mei, haideți să conștientizăm lumea că este important să ne protejăm producătorii noștri, să ne protejăm piața noastră locală, să chiar ați văzut că poate roșiile noastre au gust, poate carnea noastră sigur, are gust, ouăle noastre, tot ce există pe piață, legumele proaspete, să nu mai consumăm produse care sunt congelate prin cine știe câți ani, prin depozitele europene. Și injectate cu tot felul de chestii ca să reziste în timp. Da. Oricum, prin configurația, prin structura populației și, mă rog, configurația românilor, peste 50% trăiesc la țară, nu? Da. Deci clar... De 50 și chiar peste 54-56%. Așa, da. Deci vă dați seama că respectiv, sau vă dați sigur, știți că respectivii nu au porcul în coteț, da, au găinile în curte, au o roșie, așa. Deci, într-un fel, jumătate din populația țării se cam alimentează cu produsele. Da, acum este adică... și o mentalitate că știți foarte bine. Până în 89 nu aveam acele supermarketului, nu arăta totul frumos, ambalat, nu erau toate la un loc. E și euforia asta să-ți faci weekendul în mall și să mergi la cumpărături. Marketingul este un instrument care ne... Bine, acum, nici pe ei nu cred că îi deranjează, că pentru ei e puțin important dacă vând produse de afară sau produsele noastre. Da, e important să facă profit, păi da, până la urmă. Asta e scopul. Dar să știți că am avut o discuție cu, chiar cu conducerea supermarketului care e la noi cel mai mare aici în Deva și dumnealor erau interesați de a promova produsele românești. S-a încetățenit un picuț. Și ați văzut poate pe la multe supermarketuri că apare acea etichetă produs în România. Da. Și este o formă de branduire, de marketing prin care se conștientizează consumatorul că acele produse sunt românești și trebuie cumpărate. Bineînțeles că dacă o luăm pe partea cealaltă, nu poți să impui 100% corect, la cineva să vândă numai un lucru, pentru că el merge pe principii economice, piața este liberă, dar v-am spus, dacă lucrăm puțin și pe partea de subconștient și un pic, să zic, pe partea asta naționalistă, care trebuie să o inducem și copiilor, dacă consumăm în fiecare zi un picuț, peste 50% din produse românești, este mare lucru. Acum, cred că cea parte fericit vor fi producătorii tradiționali, producătorii de produse tradiționale, pardon. Da, sunt fericiți. Acum ei consumă, da, adică ei produc o cantitate mici, mică, da, și o paletă mică de produse. Este și un consumator, să zic așa, de nișă care ei se adresează lor. Da. Pentru că produsele tradiționale sunt un pic mai scumpe, nu-și permite oricine. Da, da. Trebuie să avem într-un magazin, până la urmă, produse care să fie destinate tuturor pădurilor sociale, să zic așa. Dar eu zic că este loc pentru toată lumea și am și văzut că pe partea de lapte, pe partea de carne, pe partea de ouă, pe legume, încet, încet, cred că sunt mai mult de 50% produse care sunt românești. Românești, am înțeles. Luăm o pauză de publicitate și revenim. Publicitatea. Doriți să vă amenajați casa? Nimic mai simplu! La magazinul Diego din Petroșani găsiți sute de modele de covoare, podea laminată proveniență Germania, perdele, mochetă, tapet și pardoseală PVC la cele mai bune prețuri. Ne găsiți în Petroșani, vis-a-vis de spitalul de urgență, de luni până vineri de la 10 la 18 și sâmbăta de la 10 la 14. Diego, sursa ta de inspirație!
Spitalul Veterinar Andy Beci din Deva, prin medicii specialiști, asigură o gamă largă de servicii veterinare. Consultații, operații chirurgicale, anestezie inhalatorie și terapie intensivă, ecografii Doppler color, radiografii digitale, analize de laborator, examene dermatologice, examene citologice, vaccinări, deparazitări, microcipări, consultanță veterinară de specialitate. Dispunem de aparatură medical-veterinară de ultimă generație, de spații moderne de cazare a animalelor internate și servicii de cosmetică și pensiune canină. Asigurăm ambulanță veterinară cu dotările necesare pentru situații de urgență. Punem la dispoziția clienților o gamă variată de medicamente, suplimente, accesorii și hrană profesională de cea mai bună calitate și la prețuri competitive. În caz de nevoie, puteți apela non-stop la Spitalul Veterinar Andy Vet în Deva, pe calea Zarandului numărul 79. Vând apartament cu două camere în orașul Petrila, amplasat în zona supermarketului Penny. Imobilul este dotat cu centrală termică pe gaz, tâmplărie PVC, este recent renovat și se vinde direct mobilat. Pentru mai multe detalii ne puteți contacta la numărul de telefon 0724501767. Line, clinică de nivel european de diagnostic și chirurgie oftalmologică. Mai multe detalii pe opticline.ro. Vacanță, indiferent de anotimp, este posibil la Aquapark Arsenal din Orăștie, o oază de relaxare și joacă în cel mai mare parc de distracții din țară. Aquapark Arsenal te provoacă la răsfăț al trupului și confort al spiritului. Bazine, tobogane, saune, bar și restaurant. Facilități destinate atât celor mici cât și celor mari. Urmărește ofertele noastre pe aquaparkarsenal.ro. Ecomobila Alba Iulia. Stil și eleganță la cele mai bune prețuri. Sebeș, strada Augustin Bena, numărul 12, sau în Alba Iulia, strada Bulevardul Revoluției 1989, numărul 101. Telefon 0752-100-491. Centrul Medical Laser Terapie din Petroșani este primul din județ care a introdus tratamentul de recuperare cu laserul. Vă așteptăm aici pentru ameliorarea sau tratarea durerilor, indiferent de originea lor. La noi puteți beneficia de gimnastică medicală, kinetoterapie, dar și de masaj terapeutic sau de relaxare. Pentru pierderea de centimetri și a celulitei, vă oferim tratamente cu revoluționarul Zentis, cea mai nouă și provocatoare metodă de a topi grăsimile acumulate pe zone extinse ale corpului, împreună cu capsula Slim Activ, terapia cu vacuum sau procedura de electrostimulare. De asemenea, vă așteptăm și pentru Detox Spa sau IPL, lumină intens pulsată, una dintre cele mai promițătoare tehnologii în estetica medicală. Centrul Medical Laser Terapie, în spațiul Eurojobs, lângă școala Igheduca Corpul Nou. Programări la 0354-113938. RNG Industries Deva comercializează toată gama de materiale de construcții, BCA, cărămidă, sisteme pentru acoperișuri metalice, ceramică, beton. De asemenea, RNG Industries Deva vă oferă întreaga gamă de finisaje, vopsele lavabile, gresie, faianță, tencuiel și vopsele decorative, sisteme de gips carton. Vă așteptăm la depozitul din Cristur, numărul 365 bis, și la depozitul din Deva pe strada Matei Corbin, numărul 63. RNG Industries Deva asigură transport gratuit la domiciliul clientului. Pentru cei interesați, oferim consiliere tehnică. Informații și comenzi la telefon 0254-236-244 sau 0755-099-438. Casa de Amanet din Petroșani angajează bijutier cu experiență în domeniu. Pentru mai multe detalii ne puteți contacta la numărul de telefon 0731-026-431. Alege internetul Wi-Fi prin modemul ConnectVox de la UPC. Ajunge în orice colț al casei. Pentru ce să ai nevoie de internet în orice colț al casei, te întrebi?
Pentru orice alegeți voi, noi ne asigurăm că îl aveți. Connect Box cu viteze de până la 500 de mega oriunde în casă. În plus, în ofertele UPC ai canalele HBO cadou pe toată perioada contractului. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Da, revenim, dragi prieteni, în direct. Vă reamintesc că l-am ca invitat pe domnul Călin Marian, director al noi instituții pentru agricultură, Direcție pentru Agricultură Județeană din județul Hunedoara. Este o nouă formă care în acest moment este în subordinea Ministerului Agriculturii, deci directă, să spunem așa. Până acum erau mai multe instituții, Camera Județeană Agricolă, era direcția, vechea Direcție pentru Agricultură și spuneați de ce compartiment sau cum îi spune? Compartiment de inspecție. De inspecție, da, asta ar fi. Acum toate sunt într-o singură, sub aceeași căciulă, ca să vorbim mai popular așa. Domnul director, noul director este domnul Călin Marian al acestei instituții și încercăm să cumva să adunăm informațiile și să aflăm care sunt atribuțiile. În principiu, atribuțiile sunt atribuțiile celor trei instituții care s-au unit. Da, haideți să le mai reamintim ca să începem anul cu actualizarea ofertelor. Deci, trebuie să spunem la cei care ne privesc că Direcția Agricolă este în Deva, pe strada la 22 decembrie, la numărul 222, acolo unde este și Apia, unde este și Afiru, unde aproape este și Direcția Sanitară Veterinară. Deci cam toate în aceeași curte. Cam toate, da. În aceeași adică curte. Toate în aceeași curte, da. Ăsta e primul lucru care trebuie să știe fermierii unde să vină la noi. Și acum, de ce să vină? Ce informații pot să ia de la noi, să zic așa? Ne ocupăm cu tot ce înseamnă politici agricole, tot ce înseamnă legislație dată de către Ministerul Agriculturii, tot ce înseamnă atribuții în cadrul Ministerului Agriculturii pe consultanță, extensie, informare în domeniul agricol, partea de vânzare terenului, partea de agricultură ecologică. Ba, partea de vânzare terenului agricole. Agricole vorbesc. Da, da. Pentru că omul merge la primărie, își depune anunțul, primăria trimite o hârtie la noi, aprobăm planurile urbanistice zonale, scoaterea din circuitul agricol, avem un compartiment special de agricultură ecologică, tot ce ține statistica agricolă, prețurile de piață. Bine, asta cu statistica, cred că mai interesează mai mult ministerul, nu? Da, dar noi trimitem, de exemplu, în fiecare săptămână, se merge în piețele din județul Hunedoara și vedem prețurile minimale, prețurile maximale. Le trimitem la Ministerul Agriculturii, Ministerul Agriculturii le publică pe site-ul ministerului și de acolo omul poate să vadă cam cum merg prețurile în toată țara, inclusiv în județul Hunedoara. Autorizăm plantații de pomicole, plantații viticole, încercăm să dăm certificate, avize pentru atestatele de producător, care sunt tot la noi. Avem un serviciu de inspecții care controlăm tot ce înseamnă partea de domeniul agricol, începând de la vie, vin, fertilizanți, agricultură ecologică, legume, fructe, panificație, depozitare, organisme modificate genetic, tot ce ține de această... Organisme modificate genetic, la ce se referă? Aia înseamnă că... adică avem și noi așa ceva? Normal nu ai voie în europeană să cultivi organisme modificate genetic. Și există, de exemplu, un singur hibrid de porumb care ăla trebuie venit și declarat la Direcția Agricolă și trebuie acum mers și Direcția pentru Agricultură. Direcția, da, pentru Agricultură. Să ne obișnim. Da, direcție, corect, da. Urmă tot Direcția Agricolă așa, este, da, și rămâne, exact, în mintea premierului și acestuia, da, doar rămâne Direcția Agricolă. Statul trebuie să aibă un control la aceste organisme, aha, modificate genetic și, în general, pe porumb și pe soia. Cam acolo, acolo avem, s-a intervenit pe, da, da, la nivel mondial pe modificarea asta. Ce înseamnă? Că aceste plante rezistă la anumite erbicide totale care
Acum, cum să vă spun? Sunt oameni care sunt pro și alții sunt contra. Foarte multă soia, de exemplu, se cultivă în Brazilia, în Argentina, care până la urmă ajunge și pe piața europeană și ajunge în consumul animalelor și de la animale ajunge și la oameni. Dar este o politică care, dacă din punct de vedere legislativ, nu este voie, nu este voie. Încercăm să acoperim toată această plajă de servicii către fermieri. Și să nu uităm cursurile. Să nu uităm cursurile, da, care sunt un segment foarte important a acestei instituții. Avem cele patru cursuri de creștere animalelor, de producție vegetală, de pomicultură și de apicultură. Pentru că în așa fel le-am gândit că cel mai important sector în Județul Hunedoara este creșterea animalelor, după aia sunt cei care cultivă în sectorul vegetal, sunt multe zone pretabile pentru pomicultură și acum sunt și fonduri europene pe acest domeniu și avem chiar și foarte mulți apicultori care dezvoltă afaceri în acest domeniu și din câte știu eu, Județul Hunedoara este printre primele locuri pe țară în ceea ce privește producția de miere de albine. Bun, și pe lângă faptul că, să zic, eu sunt unii amatori să urmez aceste cursuri, că le este drag să practice, da, e și nevoie. Primul lucru este că formăm acei fermieri care doresc să demareze o afacere pe cele patru paliere ocupaționale, să zic așa. Vom reautoriza acum, la începutul anului, cursurile, pentru că trebuie autorizate la Ministerul Muncii și la Ministerul Învățământului. Sper că în primăvară... Asta înseamnă că diploma eliberată la final de curs, da, este recunoscută... Este recunoscută și chiar de... și peste, da, hotare, da, să știți. Așa. Și am avut și din Germania, de exemplu, o solicitare, au fost niște tineri în practică pe aici, pe la ferme, și au cerut să-și facă acest curs. Vom demara aceste cursuri și foarte important este pentru fermierii care doresc să acceseze fonduri europene, au un punctaj în plus la momentul în care depun proiectul, dacă au cursul făcut, iar dacă nu l-au făcut cursul, sunt obligați până la finalizarea proiectului pe fonduri europene să facă acest curs. Adică se pot înscrie? În special tinerii fermieri, cei care dezvoltă proiecte pe ferme familiale sau cei care dezvoltă proiecte pe pomicultură sau pe modernizare ferme vegetale sau zootehnice. Adică ei se pot înscrie, primesc punctajul și până la final să încheie? Trebuie să aibă încheiat cursul ca să primească. A, numai aia, după aceea. A. Dacă îs în cursul cursului, să zic așa, desfășurarea cursului, atunci nu primesc punctajul, dar oricum, dacă termină deci cursul, sunt obligat să-l aibă cursul când termină proiectul. Da, 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 am înțeles. Pentru că îi verifică la ultima cerere de plată dacă au făcut. Acum, deci nu primesc punctajul. Se consideră că, de către Uniunea Europeană și de către cei care dau finanțare și dau bani pentru aceste proiecte europene, că un om are competențe prin intermediul unui curs autorizat să desfășoare o activitate agricolă pe diferite domenii. Da, până la urmă e vorba de autorizarea profesionistului sau meseriașului, da, cursul nostru este pe meseria respectivă. De ore, da, 3 luni de zile, avem și o părticică de practică. Da. Avem anumiți fermieri cu care noi o să avem un acord de parteneriat unde o să ducem cursanții în cu practică. Cu acele loturi experimentale? Mai... Da, vom face și lot. Chiar am avut o discuție principală la începutul anului cu cei care am colaborat și am trecut și încercăm să facem în continuare loturi demonstrative pentru fermieri, pentru că ați văzut, am fost și în toamnă, de exemplu, la Porumb. Da, da, și... Sunt mulți fermieri interesați. Chiar interesați, da, chiar le folosește. A fost un lucru interesant că, din punct de vedere tehnic, oamenii pot să-și dea seama de calitățile unui hibrid sau altul în funcție de zonalitatea culturii și a perimetrului geografic, să zic așa, din punct de vedere pedoclimatic. Și important acest lucru să arătăm, nu mergem numai cu parte teoretică, încercăm să facem și lucruri practice, să vadă oamenii pe concret. Lucrurile practice sunt mai convingătoare. Sunt mai convingătoare și puterea exemplului cred că este cea mai ușoară formă și mai pe înțelesul tuturor de a vedea pe viu ce poți să faci cu anumit hibrid, de exemplu de porumb sau cu o fermă specializată sau în orice domeniu agricol.
vom continua cu participarea la târgurile și expozițiile naționale și internaționale și tot timpul am încercat ca cei fermieri care sunt aproape de instituțiile noastre să fie, să zic, stimulați, bonificați printr-o participare la un târg, ce avem agrarea la Cluj în mai, aprilie, mai, anul trecut a fost în aprilie, acum 2 ani a fost în mai. Participăm și acolo pentru că nu ai cum să afle noutatea de pe piața agricolă, atât pe partea de utilaje, cât și pe partea de tot ce înseamnă input-uri în agricultură, dacă nu ești prezent acolo. Foarte, foarte clar. Deci, deja lucrurile sunt mai complicate decât înainte, zic eu. Dar bănuiesc că există personalul din cele trei instituții. Da, este tot personalul s-a unit, sunt sincope, fiecare își vede de treaba lui, are fișa postului, sunt oamenii puși pe compartimente și pe servicii. Este nu neapărat complicată, ci complexă. Complexă, da. Și încercăm să ne facem treaba așa cum scrie la carte, după cum avem regulamentul de funcționare și cred că prin directa comunicare și subordonare cu Ministerul Agriculturii vom reuși să transpunem informația și practicile agricole și legislația agricolă direct la fermier chiar prin intermediul nostru și a celor colegi din media, prin inginerii care avem în teritoriu, prin consultanța care o dăm în permanență de la 8 jumate la 4 jumate la instituția noastră. Cred că și prin primării, din câte am văzut. Colaborăm și cu primăriile, facem și amenajamente pastorale, dăm avizele pe legea 145 la atestatele producători. Eu zic că funcționează lucrurile și sperăm să mergem și să funcționăm așa cum trebuie. Instituția, sau mă rog, această schimbare a fost realizată anul trecut, la final, de vechiul, de guvernul care a trecut. A fost o lege aprobată de Parlamentul României anul trecut prin iunie, după aia a apărut o hotărâre de guvern și cu apariția normelor metodologice, pe sfârșitul anului s-a reușit comasarea celor trei instituții și vitalizarea acestei instituții noi care să fie foarte aproape de fermier. Nouul ministru, mă rog, este, prin modul lui de a fi, mi se pare că e implicat serios în viața asta a compartimentului agricol, din câte am văzut. Este, în primul rând, este un om de meserie, care lucrează de foarte mulți ani în domeniul agricol, a activat și cred că și în zona privată, și în zona privată și în zona publică și în zona parlamentară, în comisiile de agricultură. A mai fost ministru în perioada 2000-2004. Eu chiar l-am prins când eram la Direcția Agricolă în 2002-2004. Am lucrat cu dumnealui când era ministru. Am văzut o viziune și o deschidere față de acest domeniu agricol. Cred că vom reuși să transpunem în practică politicile agricole date de noua conducere fără nicio problemă. Din câte am văzut, una din problemele, să zic eu, la zi, au combat prezentată și de domnia sa, de domnul ministru Daia, povestea cadastrului și a situației terenurilor agricole din România. Încă nu e finalizată. S-a început o acțiune de anul trecut prin Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, unde pas cu pas, pe fiecare unitate administrativ teritorială, se încearcă cadastrarea gratuită a terenurilor. Și vreau să spun că este un mare curaj după 20 și ceva de ani de la Revoluție ca cineva să ia problema și să o transpună direct în teren, să terminăm odată cu această cadastrare, să știm exact ce înseamnă situația juridică a terenurilor. Pentru că mari probleme au fost acolo unde nu a existat cadastru în sudul României, în Dobrogea, în zona de sud a Moldovei, unde nu existau niciun extras de carte funciară. Noi am avut noroc cu Imperiul Austro-Ungar, că încă mai sunt documente de pe vremea aceea și chiar
foarte bine făcute, dar în 100 de ani lucrurile s-au schimbat. Terenul a rămas același, dar proprietarii s-au mișcat sau dacă o familie a avut 5 copii, a fărâmițat în 5 sigur, în loturi, loturi, parcele, 5 da, parcele, sigur. 50 de parcele. Sunt zone care nu au fost cooperativizate și multe astea sunt mai încurcată situația acolo. Da. Unde iarăși cam numai cât din situația din județul Hunedoara. Cam 40% din județul Hunedoara au fost zone montane necooperativizate și acolo avem mari probleme că nu este titlul de proprietate, iar rămase pe moști rămoși. Chiar dacă au fost titluri de proprietate, nu au fost întabulate terenurile și costurile pentru a întabula fiecare parcelă este foarte mare și sper că și Uniunea Europeană impune ca până în 2018 să avem o situație clară din punct de vedere a cadastrului, pentru că vreau să vă spun toți fermierii care își depun cereri la APIA, de exemplu, ar cam trebui să-și, prin cadastrare, să-și pună la punct tot ce înseamnă proprietate agricolă. Ca apoi să mergi să știi pe concret, domnule, parcela asta are jumătate de hectar, asta are 30 de ari, asta are un hectar, e situată acolo, are lungime, lățime, așa, este bine poziționată din punct de vedere a reglementărilor care se cer la APIA. Și trebuie să facem acest lucru. Aveți și compartimentul de vânzări, cumpărări terenuri? Da, o parte din lanțul ăsta de vânzare a terenilor, vreau să vă spun că anul trecut au fost peste 1800 de cereri care vin și la noi la Direcția Agricolă. Cereri pentru vânzare-cumpărare. Cumpărare a terenurilor. Noi trebuie să ne ocupăm și cu acest lucru. Omul merge la primărie, merge, pune la afișer că vinde terenul. A, și trebuie să întâi vecinii să-și dea acordul. Să-și dea acordul, adică e dreptul de preemțiune da, exact, la da. Vecin. Da. Că este un lucru normal să nu mai încercăm să divizăm terenurile și să le fărâmițăm și să aibă vecinii întâietate da, în prima fază. Noi, din punct de legislativ, terenurile, știți foarte bine că sunt terenurile agricole, care acele agricole sunt împărțite în arabil, pășuni, fânețe și așa mai departe. Ne ocupăm și cu schimbarea de categorie de folosință a terenurilor. Sunt multe da. Lucruri care și în acest domeniu trebuie puse la punct. În ordine, suntem în finalul emisiunii noastre, domnule director, în noua postură în care sunteți, dacă vreți să transmiteți colaboratorilor și celor cu care lucrați, da? Un gând la dumneavoastră. De început de an, nu? Da? În primul rând vreau să spun că trebuie să fim optimiști, trebuie să ne pregătim nou an agricol, care nu e chiar nou an, pentru că nou an agricol a început anul trecut în septembrie și se termină anul acesta în septembrie. Avem suprafețele de cereale de toamne sămânțate. Sper că în ferestrele astea de iarnă să încercăm să mai terminăm arăturile care trebuie să le începem în toamnă și să le finalizăm. Să ne pregătim pentru campania de primăvară. Eu doresc, în primul rând, tuturor colaboratorilor noștri, fermierilor în principal, să aibă un an bun, să aibă un an rodnic, să aibă un an cu prețuri bune la produsele agricole și să aibă grijă. Orice verigă din acest lanț care îl faci atunci când încerci să pui o cultură de la sămânță și până când mergi să recoltezi, trebuie respectat totul. Dacă cumva sunteți nedumeriți, nu știți, noi stăm la dispoziția dumneavoastră cu tot ce înseamnă informație tehnică în domeniul agricol. Și vă rugăm, vă invităm și chiar vreau să vă spun că în orice moment suntem aproape de dumneavoastră în ceea ce privește consultanța tehnică, în ceea ce privește îndrumarea dumneavoastră în relațiile cu instituțiile celelalte ale Ministerului Agriculturii, cu APIA, cu AFIRU. Dacă doriți să începeți o afacere în agricultură, dacă doriți să absorbiți fonduri europene în domeniul agricol sau chiar cine agricol pe spațiu rural, vă stăm la dispoziție cu orice informație. Și mult mai ușor de data asta, toate într-o curte, în același exact. Loc, ca să spunem așa. Suntem în Deva pe 22 decembrie la numărul 222, de la 8:30 la 4:30, vă stăm la dispoziție
cu orice nelămurire care aveți noastră. Mult succes, doresc, domnule director, și m-aș bucura dacă am putea lunar să ne menținem obiceiul ca pe care l-ați avut de altfel, să încercăm să prezentăm noutățile și să sperăm activitatea pe care în urma aveți. Bugetului care se va aproba să avem și o parte financiară necesară informării cetățenilor din județul Hunedoara. Încă o dată, da. Mult succes. Vă mulțumesc tare mult. Dragi cetățeni, mulțumesc tare mult pentru atenție. Așa a fost prima, să zic eu, emisiune despre agricultura hunedoreană din acest an. Vă doresc o după masă frumoasă în continuare. Vă invit să rămâneți pe Capital TV. Numai bine, la revedere!